Băi, am câteva cuvinte despre meci. Bună seara. Da, ce să spun. O victorie care am dorit așa mult. Foarte bine ne-am pregătit. Și până la urmă am reușit. Datorită apărării care am jucat foarte, foarte bine astăzi, adică de când am venit să fiu antrenor, încercăm să muncim și să îmbunătățim fiecare dată asta, apărarea 5-1. Și nu numai apărare, adică joc în total. Astăzi mi-a ieșit foarte multe, este doar o victorie. Noi avem un drum lung și foarte dificil și asta am zis la băieții. Dacă fiecare antrenament reușim cu un procent să ridicăm nivelul nostru, când ajungem acolo la play-out, pentru că noi ce mai mare șanse din toate echipele în momentul ăsta avem ca să ajungem acolo, o să jucăm foarte, foarte bine și nu o să fie frică de nimeni. Cum decurge integrarea jucătorilor tineri pe care i-ați adus în iarna asta? Cum zis, am făcut o pregătire foarte bună, ei s-au încadrat foarte bine, mai au de făcut, dar până acum sunt mulțumit și n-am ce să spun mai mult decât atât. Claudiu, te așteptai să plecați cu 3 puncte de la Bacău? Nu știu dacă mă așteptam, de ne-o dorea foarte mult. E un meci pe care l-am câștigat, cred, cu inima. Ne-am motivat foarte bine și am dorit să ne schimbăm puțin atitudinea față de turul campionatului și astăzi s-a văzut și prin rezultat. Unde credeți că ați fost mai bun decât adversarii astăzi? Nu neapărat că ne-am dorit mai mult, dar poate că agresivitatea din apărare și greșelile neforțate pe final de meci care le-au făcut cei de la Bacău, cred că aici s-a înclinat balanța. Noi am fost puțin mai exacți, ei au greșit 2-3 mingi pe atac pozițional și așa s-a scris istoria meciului. Cât de mult va conta pentru moralul vostru victoria în primul meci din anul ăsta? Foarte mult, vă dați seama, ne-am dorit foarte mult să începem cu dreptul, să începem cu un meci bun, ne bucurăm că am reușit să luăm și puncte, este extraordinar.